Eforturile conducerii Spitalului de Urgență Roman de a angaja personal pentru completarea organigramei s-au concentrat în ultima vreme pe rezolvarea încadrării centrului de primiri urgențe cu medici, asistenți medicali, personal de îngrijire și brancardieri. Aceste eforturi fac parte integrantă din programul de reducere a timpilor de așteptare în centrul de primire urgențe asumat în fața conducerii primăriei Roman, în subordinea căreia funcționează Unitatea Sanitară Romașcană. Au fost scoase la concurs pentru compartimentul de primiri urgențe, 3 posturi de îngrijitor curățenie, 3 posturi brancardier, 1 post asistent medical, iar în perioada 7-9 septembrie va avea loc examenul pentru îngrijitorii de curățenie, 12-14 septembrie pentru brancardieri, iar 20-22 septembrie pentru asistenți. Cele 5 posturi vacante de pază din statul de funcții din CPU, pentru care cei de la DSP nu erau de acord să aloce banii, au fost transformate prin hotărârea de Consiliu Local în ședința de săptămâna trecută. Au fost transformate în 4 posturi de asistenți medical și 1 post de medic și am început demersurile pentru scoaterea la concurs a celor 4 posturi de asistenți medical, pentru ca ulterior să putem avea dimineața 5 asistenți, iar în tura de noapte 4 asistenți pe tură. Managementul spitalului are și preocupări intense de găsirea unor medici, nu doar pentru urgențe, ci și pentru celelalte secții ale spitalului. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de medici se face numai cu aprobarea Ministerului Sănătății. Tot în această lună se va desfășura și examen pentru postul de medic din CPU, post scos la concurs acum 2 luni, dar examenul se susține în luna septembrie și tot acum pe 15 septembrie examen pentru postul de medic neonatolog. Și la CPU și la neonatologie avem câte un singur candidat. Din păcate, slaba pregătirea candidaților pentru aceste posturi care necesită studii medii sau elementare determină conducerea spitalului să repete aceste examene. Alte posturi scoase la concurs în decursul acestei luni sunt un post îngrijitor curățenie bloc operator, 3 posturi îngrijitor curățenie perioadă determinată chirurgie. Menționez că aceste 3 posturi au fost scoase și în luna iulie, nu au fost ocupate și atunci au trebuit scoase din nou. Un post asistent medical bloc operator, un post asistent medical dermatologie, un post referent specialitate achiziții publice, un post referent specialitate managementul calității și control intern managerial, un post contabilitate 1A în cadrul serviciului financiar contabil și jumătate de post registrator chirurgie infantilă, care la fel în luna august, când a fost examenul, n-a promovat nimeni. Subiectele pentru posturile scoase la concurs sunt alcătuite de comisiile stabilite de conducerea Spitalului de Urgență în conformitate cu regulamentul stabilit de primărie, aprobat de Consiliul Local și de către Direcția de Sănătate Publică Neamț, ca reprezentant al Ministerului Sănătății.